Încă 15 persoane au fost testate pozitiv cu noul tip de coronavirus în țara noastră, 4 dintre cazuri sunt de import, 2 din Franța, 1 din Ucraina și altul din Cehia, alte 11 sunt cu transmitere locală, printre ele și o femeie gravidă. Informația a fost prezentată de către ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care spune că, în pofida atenționărilor emise de autorități, oamenii au continuat să călătorească în această perioadă. 4 sunt de import, este vorba despre 2 persoane revenite din Franța, un caz din Ucraina, este vorba de Pociaev, și un caz din Cehia, cu regret, chiar dacă am solicitat ca persoanele să se abțină de la călătorii, este vorba despre o călătorie în Cehia realizată în perioada în care noi de fiecare dată am atenționat cetățenii. 11 cazuri avem locale, avem o gravidă de la Ștefan Vodă, un caz de transmitere locală unde persoana a intrat în contact cu o persoană revenită de la Pociaev. Oamenii au devenit mai responsabili, spune premierul Ion Chicu, însă nu toți. Prim-ministrul s-a supărat rău de tot pe preoți care, în ciuda avertismentelor, au oficiat slujbe în biserici. Remarc cu mare, mare regret că slujitorii bisericii respectivi nu manifestă respect și înțelegere, în primul rând, față de medicii noștri, care luptă și repară erorile întregii societăți. Eu foarte mult sper ca nimeni din acei preoți care ieri au oficiat aceste slujbe să nu se infecteze și să nu vină în instituțiile medicale, să fie ajutați de medicii noștri, pentru că medicii noștri vor avea respect și îi vor ajuta și vor avea cu totul altă atitudine decât o au slujitorii bisericii față de medici. Și nu o să-i trateze cu o linguriță și nu o să-i trateze cu alte mijloace. Așadar, în momentul de față avem 109 cazuri confirmate de infecție cu noul coronavirus, iar 4 dintre ele sunt înregistrate în stânga Nistrului. 10 persoane se află în stare gravă, una dintre ele fiind mutată la Spitalul Republican. Până acum avem un singur deces confirmat în țara noastră, iar unul peste hotare, în Italia, ambele cazuri fiind vorba despre femei de 61 și respectiv 59 de ani.